Biletele care trimit pensionarii la tratament în stațiunile balneoclimaterice din țară fac parte din seria 18, care este ultima din acest an. Data de plecare va fi în perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2023. Sunt disponibile 129 bilete de tratament balnear în stațiunile Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Govora, Herculane, Olănești, Pucioasa, Sovata, 1 mai, Amara, Bala și Saturn. Eliberarea biletelor se va face până în data de 23 noiembrie 2023, conform planificării care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Au mai rămas bilete și din seriile anterioare. Astfel sunt disponibile 39 de bilete pentru care nu au fost solicitări în stațiunile 1 mai 4 bilete, Amara 10 bilete, Bala 4 bilete, Covasna 5 bilete, Pucioasa 8 bilete, Saturn 8 bilete. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensie. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se face repartiția. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii octombrie-noiembrie 2023, original sau copie, și xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie, original sau copie. Plata contribuției individuale se poate face numerar sau cu cardul la ghișeul bilete de tratament balnear. Repartiția poate fi consultată și pe site-ul instituției www.cgprgej.ro.